Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, întâlnire cu folclorul avem și în această seară și cu artiști dragi sufletului dumneavoastră, dragi sufletului nostru. Unii ne-au călcat pragul foarte des, dar sunt și alții care n-au fost la noi de foarte, foarte mult timp și ne-a fost dor să-i avem aici în platou EMI TV și vreau să invit alături de mine un îndrăgit artist iubit, apreciat de dumneavoastră, foarte, foarte carismatic, o voce caldă, dar și puternică în același timp. Cine n-a auzit melodiile dumnealui foarte, foarte cunoscute? Vă spun doar două dintre ele, care mai multe. Lasă-te mândru de mine, de la Vâlcea în Târgu Jiu. Cine n-a auzit de domnul Marcu Nicolici, căruia îi spunem bun... Bine ați venit și veniți aici lângă mine, domnul Marcu Nicolici, că îmi dați emoții. Bine v-am găsit. Sunteți așa, un om plin de viață, mereu cu zâmbetul pe buze, așa v-am cunoscut. Ați fost în cadrul ansamblului Maria Tănase și unde ați mai activat noastră la Vâlcea, nu? O luăm de la început. Da, de la început, vă rog. Începuturile mele sunt aici la Doina Gorjului, 2 ani, 73-74. Atunci mă născusem eu, știți? Da? Nu știu. Și eu nu știam. Da. Deci a spus și la noi la Doina Gorjului, mă bucur. Da. După care m-am mutat la Vâlcea, am stat 17 ani la orchestra de la Vâlcea, la Vâlceanca. Și din 92, după revoluția noastră, să zicem așa cum zic mulți, am revenit în Craiova, de unde am plecat, la ansamblul Maria Tănase. Iar în 2013 am ieșit la pensie. Vai, sunteți tânăr pensionar. Sunt, nu mai sunt tânăr, că am 10 ani deja. Eu vă zic tânăr pentru că aveți un tonus foarte bun și ne dați și nouă poftă de viață. Am vorbit cu dumneavoastră și înainte de emisiune și mi-a plăcut să vă văd așa cu zâmbetul pe buze și îl chem și alături de mine pe cel care v-a adus așa, cum să zic măi Mariane că l-ai adus, Marian Giura, cu japca. În condiții excepționale. Da, v-a adus exact, aici Marian, colaboratorul nostru drag, tot oltean și el, de la Craiova, cântece frumos. Frumoase, l-ați cunoscut, ați văzut că și el este plin de viață. Cine se aseamănă, se adună. Nu, Marian Giura, bine ai revenit alături de noi. Bine v-am găsit. Mă bucur că astă seară sunt împreună cu un prietenul model pentru meu, noi. Drag. Eu zic că sunteți un model pentru noi. Un model. Și pentru tineri, că vedeți că avem tineri aici. Ne place să-i promovăm, să vedeți ce frumos cântă. Să dea Dumnezeu. Da. Și, eu să aibă alte modele. Nu cred. Ba, nu da. Cred. Să vedeți din ce repertoriu cântă copilul. Cântă, da. O să mai vedeți crește, dumneavoastră. Vedem noi, da. Da, vedem, da. Ei, bine ar fi să aibă modele ca dumneavoastră, ca cei din generația de aur care au cântat așa, doar folclor, n-au făcut rabat. Dumneavoastră n-ați făcut rabat. No. Acum noi ăștia tinerii că nu prea suntem chiar foarte pentru tine. Că mi se dă voie, da. Atunci nu se dă voie. Mi se dă voie. Nu știu cum se zice, vremurile fiecare astea. Fiecare face o mai schimbă. Să zicem pe la evenimente private, că dacă mergi la un spectacol și la astea, ne respectăm, zic eu. Pe tema asta trebuie să stăm vreo 3 ore să vorbim. Da, facem o emisiune medalion și vorbim cu dumneavoastră de acordeon direct. Da. Și ce faceți, domnul Marcu, că ne-ați lipsit? Nu v-am mai văzut așa la radio, vă ascult mereu. Dar la TV v-am văzut mai răruți în ultimul timp. Da, v-ați propus să apăreți mai rar? Mi-am propus nu să apar mai rar, mi-am propus să nu mai apar așa pentru că... De ce? Pentru că am o vârstă, pentru că exact aveți ce vorbeam vârstă, mai înainte, e vârsta dumneavoastră. Tineretul e destul și vrea nu altceva. Și am, de multe ori știți că te simți ridicol când apare un om așa și nu. Copiii nu toți apreciază, nu trebuie să fim sinceri, nu apreciază toți când te cu dar publicul și vă apreciază publicul și da, vă dorește publicul, da, și mă întreabă și mereu de ce zis, nu, de ce da, nu apare. Da. Domnule, de ce nu mai apare? Și de dumneavoastră au întrebat. Și acum aici n-am venit pentru că așa decât pentru că o doamnă realizatoare de aici, Elisabeta Vasile, am tot pe dumneavoastră. Așa mi-a vorbit încât m-a terminat și am venit. Da, îl salutăm și pe domnul Mihai Mihalache, a zis că ne mai urmărește. Să-i dea și Dumnezeu sănătate, să-i dea aici. Dumnezeu știu sănătate. Că are sănătatea are mai probleme, precară, da.
dar tot la fel o voce foarte frumoasă și un model demn de urmat, tot generația dumneavoastră. Numai, știți cine a mai revenit aici la noi? Domnul Victor Tița. Tot l-am adus, tot cu japca l-am adus și pe dânsul, cât tot la fel a vrut să se retragă și n-a avut loc de mine. Nu e generația noastră. Să zicem că e puțin mai înainte. Când eu eram la ansamblu de Nadrojulic, angajat aici în 774, era dansator la... Da, știu, cu asta a început. Mi-a spus că dânsul ne-a spus din generația mea, mai sunt mai puțin, mai e Mihalache, așa cum am spus, și mai e un cântăreț de o deosebită calitate. Păi poate l-aducem. Nu e la noi, la Craiova, e la Turnu Severin. Valeriu Vai, domnul Valeriu Sfecu, o voce extraordinară. De-abia așteptăm să-l aducem și de pe dânsul aici. Și de mare succes a fost la viața lui și el, așa că... Da, și o voce foarte, foarte, foarte frumoasă. Invităm alături de noi o olteancă frumoasă care ne vizitează cât poate de des pe Ileana Stavarache. N-ai venit cu trenul, ai venit cu mașina de data asta, Ileana. Ea lucrează, știți dumneavoastră, acolo unde tot îmi permit eu să mai glumesc cu ea. Bine ai revenit, Ileana. Bine v-am regăsit. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Da, așa este, am venit cu domnul Marcu și cu prietenul nostru comun, Maria Angiura. Știi că nu puteam să ajung decât cu cineva. Și am zis, hai să vin. Dacă ne-ai auzit că e și domnul Marcu în emisiune, sigur, te-ai bucurat? Nu l-am mai văzut de ani de zile pe domnul Marcu. Este un om extraordinar, ne știm de atâția ani de zile, dar nu ne-am văzut de mult timp. Și este o reală plăcere. De când s-a mutat domnul la Șemnicu de sus, nu? A zis, nu, am devenit fidel neveste. O salutăm pe doamna. Se uită la noi, că nu știu cum o cheamă pe doamna. Doamna soție a domnului Marcu Nicolici. Doamna Milica, vă salutăm. Dacă nu suntem cu minți, să ne scrieți acolo un mesaj, să, să ne trageți de urechi. Dacă e tot așa zâmbăreață ca dumneavoastră și cu un tonus așa foarte puternic, e extraordinar. Da. Lorena Andrei a revenit la noi, gorjanca mea de la Runcu, care s-a bine mutat la capitală. Bine ai revenit, Andreea. Lorena, scuză. Da, este și Andreea, da. Lorena Andrei, știi, de asta am zis Andreea. Da. Am venit și vin cu mare drag și de câte ori ajung la Târgu Jiu, o să vin la emisiune. Dar ce ți-a venit să te muți la capitală? Am vrut să fac o schimbare, mă plictiseam și zic, hai să... Gorjii, spun eu. E prea aglomerată capitala pentru noi. Să știi că a început să-mi placă. Da? Da. Wow, ești printre puținii care spune acest lucru. Da, chiar a început să-mi placă și am zis să mă schimb. Și cum merge acolo cu folclorul nostru de la Gorj? Este... Se cântă și folclor, dar acolo se cântă de toate. A, da, știu. Adică, exact, e București. Exact ce spunea domnul Marcu mai devreme, da? Da. Da, și continuăm cu prezentarea, dar după ce dăm drumul la muzică, că de asta am venit să cântăm, da? Și revenim cu povești frumoase despre invitații mei, întâmplări din viața dumnealor și așa mai departe, să răsune muzica... Lasă-te mândră de mine, cam nevastă și-o duc bine. Geaba treci pe sufereastră, nu mă despar de nevastă. Geaba mă iubești pe mine, n-am să mă însor cu tine, măi mândruța mea. Copiii se duc la școală și spun tata se-nsoară, măi mândruța mea. N-am să te mai bag în seamă, nu te vor copii, mamă. Copiii sunt măricei, nu te-mpaci bine cu ei. Oricât le-ai vorbit de bine,
tot nu se uită la tine, măi mândruța mea. Oricât i-ai baga în seamă, tot nu-ți spun în suflet, mama, măi mândruța mea. Dragoste și un dor, să stricăm un cuibușor. Dragostea vine și trece, și ne facem de poveste. Dorul vine și se duce, copiii fac viața dulce, măi mândruța mea. Îi cert și bat câteodată, ei mă iartă și-mi zic, tată, măi mândruța mea. Dorul vine și se duce, copiii fac viața dulce, măi mândruța mea. Îi cert și bat câteodată, ei mă iartă și-mi zic, tată, măi mândruța mea. Pământ, prijinul meu e să fie atât.
fereastra din obor bate murgul din picior. La fereastra din obor bate murgul din picior. Și nu bate ca să ador, și bate ca să mă scol. Să-i dau fân și corzișor, să mă duc unde mi-e dor. Și nu bate ca să ador, ci bate ca să mă scol. Să-i dau fân și corzișor, să mă duc unde mi-e dor. Să mă duc unde mi-e drag. Să-i dau urzul vânturat, să mă duc unde mi-e drag. Și cătina pe ureche, să mă duc la mândra veche. Și cătina pe amândouă, să mă duc la puica nouă. Și cătina pe ureche, să mă duc la mândra veche. Și cătina pe amândouă, să mă duc la puica nouă. Fac eu cu două, una veche și alta nouă. Pea mai nouă s-o iubesc, pea mai veche s-o cistesc. Cu pâine de la brutar, carne de la măcelar, frică de la cârciumar, că mi-a purtat doar cu un an. Pea mai veche s-o cistesc, pe a mai nouă s-o iubesc. Thank you.
Dragii noștri, cântecul ne-a unit și de această dată în cadrul emisiunii Petrecem Împreună și cu siguranță va ajunge acolo unde trebuie, la sufletele dumneavoastră. Ați văzut că v-am făcut pe plac și l-am adus pe domnul Marcu Nicolici, artist iubit și apreciat de dumneavoastră, ne-a cântat șlagărul. Domnul Marcu, să știți că piesa asta mi-a cerut-o cineva cu 2 săptămâni. Lasă-te mândră de mine! Și am știut versurile, nu le-am uitat. Câți dacă o cântesc, să știți că eu mulțumesc din suflet. Așa? Dumneavoastră și înaintașilor noștri, păi și mie, de ce nu că, au șlagăre frumoase cu care noi am crescut și am mâncat o pâine foarte bună. Da, și eu am mâncat o pâine cu cântecele mele, să știți. Și cu cântecele noastre ne-ați cântat de la înaintașii ba dumneavoastră? Da, ba da. Veniți aici aproape de mine. Acum. Le cânt și acum. Și le cântați și acum. Le cânt și acum cu cea mai mare dragoste. De exemplu, cântecul ăsta. Cine cântă cântecul ăsta de l-ai cântat tu? Cine l-a cântat? Nu, puiulul tata. Nu, Nelu Bălășoiu cântat. L-a cântat Maria Lătăreț. Maria Lătăreț. Da. Ia să vorbim aici. Maria Lătăreț. Las că e Maria Lătăreț, da? De nu. Celălalt când cântă, știu eu, ăla, îți spun eu care îl cântă Nelu, da? L-ai uitat, lasă că mai faci confuzie. Vă dați seama că ascultam discurile ăștia. Da, da. Când venea filmul în sat la noi, ieri cântat discul Mariei Lătărețu și da, mă duceam, știam că a venit filmul și ascultam cântecele astea. Da, 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 frumos, da, frumos. Ne-a mai cântat un gorjan, Constantin Dudău, l-ați văzut ce voce frumoasă are, are și un album foarte frumos, de această dată nu ne-ați cântat după album. Mă bucur că ați revenit. V-am găsit. Vă mulțumesc că m-ați invitat din nou în emisiune. Cu și drag, de fiecare dată îmi face plăcere să veniți aici alături de noi, să le prezentați celor de acasă cântecul pe care știu că îl iubiți. De fiecare dată. Chiar dacă mai aveți și o altă profesie, da, muzica populară este acolo în sufletul noastră. De fiecare dată voi răspunde pozitiv, voi răspunde invitația voastră, pentru că fac această treabă din drag, din plăcere și cu suflet. Și mă bucur că nu vă lăsați, deci să nu vă lăsați. Nu, niciodată. Cu colegul meu, Cosmin Crăciun, pe care îl salut pe această îl cale, deseori ne întâlnim și mai facem câte mai o repetiție. Mai faceți câte o registrare, câte o repetiție, foarte bine. Asta întreține și vocea și totul pe drumul salutăm ăsta. Salutăm toți spectatorii, toți cei care sunt pe recepție și ne urmăresc în această seară. Da, rămâneți alături de noi până la orele 22. Multă alături de noi
a venit în această seară o doamnă pe care n-am mai văzut-o de mult, o vâlceancă, care deja a cântat o piesă foarte frumoasă. Am văzut ceva de băiat, de fată, dacă nu am uitat eu ce ați cântat prima dată. Mă bucur că ați revenit la noi. De băiat și de băiat, pentru că aveți băiat sau aveți și fată? Bună seara, în primul rând, și bine ați revenit. Bine v-am regăsit după mulți ani. Da, cred că sunt vreo 7 de când nu ne-am văzut. Da, vreo 7 ani. Un băiat am, unul și bun. Să vă trăiască, atât. Să vă aducă bucurie. Ajunge. Dar oare de ce ați lipsit atât? Pentru că după atâtea eșuri, să zic așa, m-am mutat în Spania. A, și acum am revenit și sunt din nou în România. A, și o să vin mai des. Și nu mai plecați așa, nu? Nu mai plec așa. Deci tot vă trage ața tot aici. Sigur, de unde mai exact, sigur, din Vâlcea sunteți? Da, aproape de Drăgășani. Urcai dealul la Măciuca. Urcai dealul la Măciuca, da, frumos. De acolo mi-am frumos. Și acolo... cum dumneavoastră ați început să cântați de micuță sau mai târziu? Am început să cânt de micuță, de la 16 ani, am plecat la evenimente, la nunți, la bine. Da, mă rog. Când eram așa copil, mergeam la județ, la școală, da, la serbări, peșele, cum era atunci. Da. Apoi am început la nunți, la... Na. Când au ieșit casetele, am scos și câteva casete. Când erau casetele atunci, da. Și așa primele înregistrări cam când au venit. Și apoi... Sunt ani, oricum. Sunt ani. Mai vă aduceți aminte și vorbim până la finalul emisiunii și îmi spuneți dacă vă gândiți mai bine. Da. Cred că oricum ne bucurăm, ne bucurăm că sunteți cu noi și abia așteptăm și următoarele piese. Și eu mă piese. Bucur și... Și rămâneți aici, că mai bine pâinea Salut să mâncăm pâinea noastră românească și folclorul cred că e cel mai... Și o salut pe mama aici. Mea care este nelipsită și știe toți soliștii. Cum o cheamă pe mama? Elena. Doamna Elena, fiți cu ochii pe noi și mulțumim tot că tot programul vi-l urmărește, îl știe secundă cu secundă. Mulțumim din suflet. Cine mai este alături de noi? Dolciul domnule predomină în această seară. Am o tânără, Andreea Tudor, ca o floricică, aduce cântec din grădina cântecului oltenesc și îi spun bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Bine ai venit, îți spun eu că nu știu dacă ai mai fost pe la noi nu până acum. Fost. Nu ai mai fost, nu da? Mai fost. Dar te mai vreau alături de noi, sigur că ești frumoasă da. Și cânti frumos. Știi mulțumesc că ți-am ascultat frumos. Piesa înainte, așa, acum o mai ascult încă o dată când o să o cânti acum. Sigur că da. Spune-mi tu de când cânti? De aproximativ 5 ani. Da? Și cum? Cine te-a făcut să îmbrățișezi această... Eu știu, nu că nu e meserie, da. Dar poți face o meserie din da. Asta, depinde. Dacă este, o faci așa cu multă, multă pasiune da. Și nu mai faci și altceva pe lângă, care o să devină poate primordial, că da. Sunt mulți care încep prima așa dată este. Cântecul e marea pasiune, dar devin medici, da, devin exact. Altceva, știi? Da. Da. Tu ai de gând să o ții cu muzica da. Sau asta vrei să mai fac. Faci și altceva? Asta vreau să fac. O să da? Termin acum liceul, trec a 12, vreau să merg la conservator. Foarte să bine, profesez. Doresc succes. Mulțumesc și să... frumos. Câte piese înregistrate ai până acum? Vreo 4. Ai făcut o școală, microfonul mai aproape, te rog. Ai făcut o școală populară de artă? Acum am terminat Corneti. Ia, auzi, acum chiar ai acum terminat. A fost da? Ultimul da? An. Și nu saluți profesorii de acolo, da. Bănuiesc că ai da. Terminat cu brio, nu? Da, salut pe doamna profesoară Ioana Dincu. Ia, uite frumos, o salutăm și noi și o așteptăm aici alături de noi. Da. Bine, de-abia așteptăm să te auzim cântând și telespectatorii la fel. Mai avem tot o doljeancă care vine de la Filia și a mai fost alături de noi, Corina Maria Zidaru. Bună seara și bine v-am regăsit! Corina, ai revenit cu noutăți? Da, aștept cu nerăbdare să iese piesa cea nouă, doar ce i-am făcut filmarea și... Și o să vadă telespectatorii pe MiTV, lumea, da, evident. Ne dai videoclipul da. Și difuzăm da, și dumnealor da, o să se bucure placă. De cine. Vrei să le aduci mulțumiri celor care te-au ajutat da, acolo? Da, tuturor celor care au colaborat cu mine, se știu, domnul Adi Ghiocel, hey, Adi, Ovidiu Achim. Mulțumesc și eu că și eu am colaborat cu el. Da, Ovidiu și Achim și cu Achim, el am colaborat. Deci, Adi Mihu, al cărui vers spre Gorj mereu da. Să colaborați cu oamenii noștri da. E foarte bine da? Da, bineînțeles. Peste tot sunt profesioniști peste da. Tot. Dar m-am obișnuit la Gorj nu știu da? Cum fac că păi zice de la filia că... voi sunteți la interferență da, știi? Zice soțul tăi că am mutat spre Gorj pe la Dorj nu prea mai mult la Gorj tragi da, am înțeles păi ce să mai așteptăm cu nerăbdare așteptăm clipul cu nerăbdare, și mă bucur că ai reușit și în această seară să ne fii alături. Mai cu greu, dar
De data asta am ai venit cu mașina, da? Da. Da. Dăm drumul la cântec, dăm drumul la cântec, vorbim după aceea și cu cei trei îngerași pe care îi avem alături de noi și eu zic să răsune muzica în continuare, da? Îți mai cer, îți mai cer doar sănătate, restul ce o fi, te ia, Doamne, să faci parte ai mei copii. Ce să fac eu cu averea de nu sănătos? Ai grijă, lasă-mi puterea, nu mă pune jos. Thank you.
Doamne, pare-te să trăiesc frumos. Mi-aduc aminte și plâng ce sărac eram. Nu mă gândeam cu să strâng să am tot ce am. Îți mai cer doar sănătate, restul ce o fi. Te ia, Doamne, să faci parte la ai mei copii. Ce să fac eu cu averea de nu sănătos? Ai grijă, lasă-mi puterea, nu mă pune jos. Ce-ai vrea, că fac orice și găsesc pentru mila ta. Ce-ai avut totul cu mine când eram sărac. Să trăiesc astăzi mai bine și să fiu bogat. Îți mai cer doar sănătate, restul ce o fi. Te ia, Doamne, să faci parte la ai mei copii. Ce să fac eu cu averea de nu sănătos? Ai grijă, lasă-mi puterea, nu mă pune jos.
oricui să-l spun, măi, că aici-n străinătate nimeni nu-mi e sună, frate. Îmi e dor lume de țară, de căsuța bătrioară, mi-e dor de ai mei părinți, că i-am lăsat negăjiți, mă. Te ai mei părinți, că i-am lăsat negăjiți, mă.
prin lume, mi-e dor, măicuță, de tine. Mi-e dor să mă-ntorc acasă și să deschid poarta, să-l strâng în brațe pe tata. Am să plec acasă odată, să bat la mama la poartă și să-i strâng la piept cu drag mâna ce m-a legănat. Mi-ai dat viață, mi-ai dat nume, bă, ce-i mai de preț pe lume. Tu mi-ai dat, mamă, povață, mă descurc în viață. Tata, unde ești, copilărie, repede ai trecut, parcă nici nu te-am avut. Am să plec acasă odată, să bat la mama la poartă și să-i strâng la piept cu drag mâna ce m-a legănat. Mi-ai dat viață, mi-ai dat nume, bă, ce-i mai de preț pe lume. Tu mi-ai dat, mamă, povață, mă descurc în viață. Șapte ani de acasă am crezut mereu în mine și în Dumnezeu, ce nu m-a lăsat la greu. Am să plec acasă odată, să bat la mama la poartă și să-i strâng piept cu drag mâna ce m-a legănat. Mi-ai dat viață, mi-ai dat nume,